Bun găsit, oameni buni! Am venit în marginea Sibiului, într-una dintre cele mai frumoase și vestite comune de aici, Rășinari. Aflată la 12 km de municipiul Sibiu, localitatea Rășinari este cea mai mare comună din marginea Sibiului. Primele documente scrise care atestă această așezare datează din 1204 și îi pomeneau pe locuitori ca fiind crescători de animale, în special de oi, dar și culegători de rășină din pădurile de conifere care înconjurau localitatea. Se pare că această ultimă îndelenicire a dat și numele așezării, Rășinari. Rășinariul atestat documentar la 1204, dar el se pierde în istorie. Din tradiție știm că doi daci refugiați din fața legiunilor romane s-au așezat pe aceste meleaguri, numele lor fiind Cosma și Roșca, nume care se păstrează până astăzi. Comuna are peste 5.000 de locuitori și are în componență și satul Prislop. Aflată la poalele munților Cindrel, Rășinariul făcea parte din scaunul Sibiului, adică din teritoriul pe care regele Ghezo al II-lea al Ungariei l-a donat la mijlocul secolului al XII-lea coloniștilor germani din Sibiu. Ce îmi place arhitectura asta săsească, tipică acestei zone. În Rășinari n-au fost decât români. A, da? La fel ca și în mărginimea Sibiului, sunt state românești care, cumva fiind în jurul Sibiului, poate au împrumutat din arhitectura tipic săsească, au modul de organizare al gospodăriei cu casa la stradă, o poartă mare, iar în spate, în fundul curții, o șură unde aveau animale și țineau nutrețul pentru animale în podul șurii. Iar dacă mai era loc, zona, locuințele sunt destul de mici, o mică grădină unde mai făceau câteva zarzavaturi sau un pom, doi fructiferi. Bineînțeles, străzile înguste, fiind sat de munte, și ele au fost pietruite cu piatră de râu și noi în momentul de față le reabilităm tot cu piatră de râu, dar ce bine. Le încercăm și le punem în șapă de ciment ca ele să aibă o rezistență mai mare pentru traficul de acum, pentru că ele erau făcute pentru căruțe, pentru cai, ori acum trebuie să ne gândim la ceva mai greu, mai trec camioanele cu, eu știu, cu diferite materiale și atunci să le facem un pic mai rezistente. Rășinariul este amintit în documente, încă din secolul al XIII-lea, ca fiind prima localitate din Transilvania care practica transumanța în țara românească. De altfel, bunele relații pe care rășinărenii le-au dezvoltat acolo sunt demonstrate și de donația pe care domnitorul Radu I al țării românești a făcut-o în anul 1383 pentru construcția bisericii cuvioasa Parascheva din Rășinari. Prima biserică cunoscută pe aceste meleaguri a fost o biserică de la 1383, ctitoria domnilor din țara românească, Radu Vodănegru și Mircea Basarab. Cu timpul, această biserică a devenit neîncăpătoare și a simțit nevoia construirii unei alte biserici. Așa, la 1725, începe construcția acestei biserici din piatră și cărămidă, lucrare care se încheie la 1758. Biserica poartă hramul Sfintei Parascheva și a fost construită în centrul comunei, pe locul numit La Scaun. Aici, odinioară, bătrânii satului judecau treburile obștești. Biserica a fost ridicată în stil baroc, pe cheltuiala episcopului greco-catolic Petru Pavel Aron de la Blaj și a avut ca sursă de inspirație Biserica Iezuiților din Sibiu.
imediat începe pictarea ei în tehnica frescă, pictată de către pictori locali, pe pandantiv, deci la picioarele Sfântului Evanghelist Luca, pe un pedestal se poate citi anul 1760, ceea ce însemnează că la acest an s-a ajuns cu pictarea în acest loc. A fost pictată, apoi în interior, în exterior, lucrările de pictură încheiindu-se în anul 1795. Sigur că biserica a fost împodobită tot în acea perioadă cu un iconostas de mare valoare artistică și pictat tot de către Rășinărenie la 1785. A fost înzestrată și cu strane, cu mobilier, cu absolut tot ceea ce se vede și astăzi, având o inscripție sub amvon, 1792, ceea ce însemnează că atunci s-au încheiat toate lucrările în interior. Sub acoperișul acestui edificiu s-a dezvoltat în secolul al XVIII-lea o adevărată școală de pictori de biserici. Școliți prin mănăstirile din țara românească, pictori ca Popa Ioan, Iacob și Stan Man, Ivan Zugravul, Gheorghe și Oprea Zugravul, au pictat bisericile din mărginimea Sibiului sau pe cea de la Curtea de Argeș. Biserica noastră are o importanță deosebită, atât pentru noi, rășinărenii, dar cât și pentru istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania. Mai întâi de toate a fost biserică catedrală sau catedrală episcopală. Pentru episcopii care au slujit aici în această biserică, începând cu Dionisie Novakovici, apoi Sofronie Kirilovici, Gedeon Nikitici și Gerasim Adamovici, ei locuind chiar în Rășinar. Legat de personalități, nu? Și de biserica noastră, pot să vă spun că Sfântul Ierarh Andrei Șaguna a slujit aici în biserica aceasta. O altă aceasta. Personalitate, da. Da? Sfântul Ierarh Andrei Șaguna a fost un mare răspânditor de cultură și a căutat să rice poporul român prin cultură. Le spunea preoții să le aducă aminte elevilor că trebuie să învețe, să se roage și să-și cinstească înaintașii. În 1786, împăratul Austro-Ungariei Iosif al II-lea declară Rășinarul sat liber regesc, fără obligații feudale, în afara celor militare. Acest lucru a favorizat o dezvoltare constantă a așezării. Biserica a devenit neîncăpătoare, așa că la 1800 începe construcția unui nou lăcaș de cult, cunoscut acum ca și Biserica Veche sau Biserica din Deal. Ctitorul ei principal a fost Ioan Bungărzan, din Rășinare, iar construcția ei a durat până în 1814. Biserica poartă hramul Sfânta Treime. Am ajuns și la Biserica din Deal, sau Biserica Nouă. De ce? Pentru că este construită doar pe la 1800. Dar ce face și mai special acest loc este mausoleul închinat mitropolitului Andrei Șaguna. Andrei Șaguna s-a născut în 1809 la Mișcolț, pe teritoriul Ungariei de astăzi. El a fost unul dintre cei mai importanți mitropoliți ai Bisericii Ortodoxe Transilvanene din secolul al XIX-lea, fiind un promotor al drepturilor românilor din Transilvania. Sub îndrumarea lui s-au înființat aproape 800 de școli, inclusiv gimnaziul din Brașov. Retras la Rășinare, Andrei Șaguna moare în 1873 la vârsta de 64 de ani.
Cu 2 ani înainte de trecerea la cele veșnice, Andrei Șaguna lăsa prin testament 4.000 de florini pentru cripta sa din Rășinari, care urma să fie așezată lângă Biserica Sfânta Treime, un locaș de cult îndrăgit de ierarh, în care sluja adesea. Și dacă tot trecem pe lângă școală, e clar că am să vă întreb despre tineret. Cum stați? Să știți că nu stăm rău. Din punctul meu de vedere, avem aproximativ 750 de copii care învață la cele două școli. Sunt două școli în localitate, școala Octavian Goga și școala Sava Popovici Barceanu. La fiecare o populație cu structură de aproximativ 5.600 de locuitori. Populația s-a cam păstrat. Să știți că noi avem o monografie editată în 1911 și pe atunci cam aceeași populație era în Rășinar, împreună cu râul Sadului, care acum s-a făcut comună separată, dar undeva numărul a cam rămas constant. Fiind apropierea de Sibiu, poate că a ajutat într-un fel, pentru că n-au plecat și nu este greu de ajuns la Sibiu și pentru a se angaja undeva și pentru a face liceu, lumea nu a prea părăsit satul. Viața religioasă și învățământul din Rășinari au fost strâns legate de familia cărturarilor transilvaneni Barcian, stabilită pe aceste meleaguri la începutul secolului al XVIII-lea. Primul venit a fost Coman Bârsan, Barcianu, cel care a și întemeiat prima formă de învățământ românesc pentru copiii rășinăreni. Urmașii lui, Sava Popovici Barcianu, cel bătrân, și apoi Sava Popovici Barcianu, cel tânăr, au fondat prima școală românească rășinăreană chiar în casa lor. Datorită acestei familii, învățământul românesc de la Rășinari a câștigat un autentic renume în întreaga Transilvania. Au fost școlarizați aici de-a lungul timpului copii din toată mărginimea Sibiului. În 1836 se construiește actuala școală Octavian Goga, iar 100 de ani mai târziu, în 1939, școala Sava Popovici Barcianu. Copiii învățau în limba română, germană și în latină. Era cu predare, așa, prin mai multe discipline și avea două clase primare și a treia normală. Două cursuri, curs de iarnă, curs de vară. Cei care absolveau cursul de vară și școala normală se duceau direct învățători în satele din Ardeal. De aceea școala a și fost frecventată nu numai de rășinăreni, a fost frecventată și de copii, din Fofel, de mai departe, de Sibiu. Apoi de cei din jurul Rășinarului, nu din Mărcinime, Săliște, Tiriș, Capoiană și de către aceștia. Rășinarul este o comună foarte frumoasă și am descoperit-o împreună. Însă ceea ce o face deosebită față de altele este numărul mare de personalități, nu doar naționale, de importanță națională, ci și universale, care au plecat de aici, din acest sat. Ne aflăm lângă casa unde s-a născut Emil Cioran, scriitorul și filozoful Emil Cioran. Tot în Rășinar s-a născut și Octavian Goga, unul dintre cei mai importanți poeți din România. Dar ce atmosferă de secolul XIX aici. Este o casă chiar mai veche, construită între 1765-1770 de preotul Maniu Israel. A continuat-o Iacob Israel, fiul lui, și Ioan Israel. Și fiica acestuia s-a căsătorit cu preotul Ion Bratu și s-au mutat aici. Este casa în care s-a născut poetul, e chiar în această cameră și în acest pat. Extraordinar! Ba, din tată, preot Iosif Goga, din Crăciunel, și mama,
Aurelia Bratu, fiică de preot din Rășinari și învățătoare în sat. Și în același timp președinta Reuniunii Femeilor Rășinărene. Spuneți-mi, toate aceste obiecte sunt cele autentice, originale? Sunt cele originale, da, ale, sunt lucrurile familiei, rămase de pe vremea poetului și de dinainte chiar. Da. Și practic pe aceste podele a călcat Octavian Goga și nu numai el. Da. Octavian Goga a fost cel mai mare dintre cei 5 copii ai familiei. Clasele primare le-a făcut în Rășinari, în școala care astăzi îi poartă numele. Și atât cât a locuit aici, cum era privit de către... Era copil când a plecat. Copil. Da, la 9 ani a plecat. Și, mă rog, se juca cu ceilalți copii. Era un copil neastâmpărat, neastâmpărat ca toți copiii. Și frații mei se luau după el, mai ales Eugen și cu Claudia, care era mai băiețoasă. Da. În 1890, Octavian Goga s-a înscris la Liceul de Stat din Sibiu, ale cărei cursuri le-a urmat până în 1899, când s-a transferat la Liceul Românesc din Brașov. A absolvit Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din Budapesta, continuându-și apoi studiile la Berlin. Între timp a început să publice, a înființat reviste, Luceafăru, mai târziu Țara Noastră, și primul volum de versuri a apărut în 1905. Un volum premiat de Academia Română la propunerea lui Titu Maiorescu. Și activitatea lui a adus un loc în Academia Română după moartea lui George Coșbuc, prietenul lui. Toată familia Goga a avut încercări literare, dar singurul care s-a remarcat a fost Octavian. Primul său volum, intitulat Poezii, a fost publicat în 1905. Aici e întreaga familie, sunt cei doi părinți, surorile Victoria și Claudia, fratele Eugen și el, și aici e sora mamei. Aici este cu prima soție, Hortensia Cosma din Sibiu, fata lui Partenie Cosma, directorul băncii Albina. Aici, în timpul războiului, la Iași, redacția ziarului pentru front. Cu personalități ale timpului, el e aici, printre care, uite, Sadoveanu și Minulescu. Și alți oameni de litere de atunci. Mai arăt o poză interesantă aici cu prietenii lui, aici în curtea casei. Șteo Iosif, Caragiale și Aurel Vlaicu, pe care l-a susținut. Ce personalități! Octavian Goga s-a remarcat și pe plan politic. A fost ministru în mai multe guverne, iar timp de 44 de zile, din 28 decembrie 1937 până în 10 februarie 1938, a deținut funcția de prim-ministru al României. Ca și om, cum era Goga? Așa aș vrea să știu mai multe, tocmai pentru că am pătruns în această atmosferă. Sigur că a fost o personalitate controversată, făcând și politică, da. Dar altfel ca om era foarte generos, ajuta lumea. Și chiar când era ministru și mai apoi prim-ministru, veneau cu tot felul de cereri la el. Da, oamenii. Clar, sigur. Păi ba cu serviciu, ba să-i scape de armată, ba... În fine, și Goga când putea ajuta, când nu se depășea măsura. El era o persoană care se consuma foarte mult pe interior, dar când era cu prietenii, își dădea drumul. Era o persoană jovială. Da, jovială, cânta cântece locale, romanțe, cânta, povestea tot felul de întâmplări cu mult haz. Adică era un tip cu umor, totuși, da. Deși din poezie nu reiese. Octavian Goga a murit la 6 mai 1938 la Ciucea, în urma unui atac cerebral. A fost înmormântat la București, la cimitirul Belu. Însă, ulterior, trupul poetului a fost reînhumat la conacul său de la Ciucea, conform dorinței acestuia. Ce credeți? Ce caracterizează cel mai bine pe oamenii din zonă? Păi sunt oameni de munte, în primul rând. Clar. Obișnuiți cu vreme grea, iarna foarte frig, vă dați seama, cu oile în vârful muntelui, să duci nutreți pentru animale, o viață grea. Și acolo unde întotdeauna, din punctul meu de vedere, unde a fost viața grea, oamenii au fost mai dârji, mai muncitori, au luptat mai mult ca să își ducă o viață cât mai bună. Și cum se face? De fapt,
e într-un fel explicabil din acești oameni dârzi de care vorbiți. Totuși pe mine mă miră cât de mulți oameni de valoare a dat această comună țării. Da, așa este. Se spune despre Rășinărend că erau acei ciobani cu biblioteci foarte mari. Pentru că vă dați seama, și în tot acest proces de transumanță, când pleci cu oile de undeva și te duci cu ele și poate stai ani de zile, te gândești că trebuie să ai o anumită educație, trebuie să ai o anumită cultură ca să reziști în alte medii pe care tu poate de multe ori nici nu le cunoști, nu știi unde te duci. Adaptabilitatea, și atunci trebuie să te adaptezi. Și au pus un preț deosebit pe educație. Chiar și școala este înființată la 1700 și ceva și ei au înțeles că unde trebuie să se descurce și atunci au pus preț pe educație. Rășinărenii erau renumiți pentru drzenia cu care își apărau avutul. În trecut era aproape imposibil să cumpere o bucată de pământ în zonă dacă nu cumva erai rășinărean. Rășinarul, așa, în secolul al XVIII-lea, chiar începând din secolul al XV-lea, așa a fost poliat de către bunurile care le avea, de patrimoniu, de munți, de păduri, așa, de lungi, de către patriciatul săsesc din Sibiu. Da. Le-au fost luați, deci, munții, pădurile și rășinărenii, sigur că n-au rămas așa, dimpotrivă, au căutat să și le redobândească. Și au intentat un proces orașului Burgului Sibian de 53 de ani. Nu și-au găsit dreptatea pe care legală, dar la 1786, împăratul Iosif al II-lea a declarat Rășinarul sat liber crăiesc, cu obligație doar către coroana imperială, fără a avea obligații față de Burgul Sibian. Mai mult că cei din, nu, din Burgul Sibian, deci patriciatul săsesc, trebuia să întoarcă toate bunurile luate în mod abuziv de la rășinăreni. O parte le-au restituit, altă parte nu le-a dat. A trebuit să dea și o anumită sumă de bani. Încă din cele mai vechi timpuri, rășinărenii erau cunoscuți ca mari crescători de animale, în special de oi. În trecut, ciobanii din Rășinari practicau transumanța, ajungând cu oile până în munții Caucaz. Acum vremurile s-au schimbat, iar acest fenomen a dispărut. Dumitru Capotă este ultimul cioban din Rășinari care a practicat transumanța. Da, Dumitre, de ce te-ai făcut cioban? Cum? De ce te-ai făcut cioban? Cum de ce m-a făcut cioban? Dacă m-a născut cioban, școala nu mi-a plăcut. Geografia și istoria mi-a plăcut. Încolo nu. La 7 ani m-a dus tata și când zicea tata că băi copil, hai că mergem la munte. Mergem la munte tata. Și el era cioban. Nu avea oi multe, avea puține. Eu mi le-am mulțit, să zic așa. Și când zicea, hai bă, bă, hai școală, că mergeam multe. Bă, mă sculam de una, două. După aceea mergeam câte, nu pot să zic că mergeam câte o săptămână, câte două, câte ne lua tata și el, că avea oi puține. Și își făcea și el rândul la brânză, la nu știu ce, și noi ne lua și pe noi. Atâta de drag mi-o fă muntele. Atâta de drag mi-o fă muntele ca nu pot să explic ce. Și am munte, o fă tata primată, am munte de 53 de ani. Care-i numai muntele ăla, 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 ăla. Înțelegi? Am fost pe Satul Mare, am fost și pe Arad, am fost pe mai multe părți. Am fost pe la Hodou, două la bai de capul. Dar unde dormeați acolo? Unde vă cazați când venea noaptea? Te-aș lua cu mine să vezi. Aș veni? Une. Păi n-aveam eu de când am plecat la drum. Eu n-am stat în bușcă, n-am avut colibă, n-am avut nimic. Cojocul și cojocul pe cine? Nu e aici că e pe la voi. Nu, în cojoc, afară. Și pe pământul gol? Da, păi da, bravo.
Grea viață. Păi eu ne-am, cum să spun, eu ne-am învățat cu ea. De ce să zic că, că îmbușcă? Eu, de exemplu, îmbușcă. Dar ce-i bușca? Știi ce aia bușcă? Nu, nu. Ce aia bușcă? Nu. Încotesc ca la câini. Înțeles. M-ai înțeles. Nu, eu n-am dormit, cred că, de vreo 10 ori, poate că nu plouat. În viața mea. Dormeam la locul, poate că luai nailon peste el, da, da, da. Mă rog, sau perelină și te puneai acolo, acolo și te scuturai de ploaie, de nu știu ce. Nu? Noi am avut o viață cam grea în stilul nostru de a... Noi am... Nu pot să... Nu mai zic că nu... Nu știu dacă mă înțelege, nu știu... Cred că grea, dar frumoasă. Da. Pentru că v-a plăcut. Da. Păi bă, om de Dumnezeu, dacă vedea un el că fata atunci, îți dai seama, păi luai, îl strângeai în braț, îl... Ce mare lucru! Dar nu, păi, acum, ce se face? Ăștia-s timpurile, n-ai ce face. Am iubit animalele de când am fost mic. Nu, am avut... A fost, v-am spus, turme și turme am avut, până la 4 turme am avut. Am a fost, nu vă pot explica cum a fost, dar mi-a plăcut. Am lăsat familia acasă, nevastă. Ei, și am înțeles, mare nevasta, lucru, mare lucru. Și eu am înțeles. Și mă înțelege oricând. Nea Dumitru a văzut primul urs pe când avea 7 ani. Zice că întâlnirile cu el au fost numeroase, dar una era să-i fie fatală. Crede-mă că mi-e greu să spui și când mi-aduc aminte, mine să plâng. Mi-e greu. Adică mi-e greu să mi-aduc aminte de... Puteam să mor, puteam... O vent, o ursoaică cu 2 pui. Mă, om de Dumnezeu, aia o vent și... Hei, mă, când e la munte, eu am avut când... Și hei pe ea, hei pe ea. Și am fost curajos eu, așa, toată. Și am într-o coastă de aia rea. Și până la urmă, n-ai bine că s-a întors pe mine. A fost și pui o vent, câinii nu s-au mai băgat, câinii nu prea s-o cam... Și mi-au făcut ce mi-au făcut acolo. Dar m-am gândit la Dumnezeu. M-am gândit, bă, poate mă lasă. Și m-au lăsat, să știi. Sângele, până între timp, am venit 4-5 km, am venit pe jos. Oh. Și sângele curea, pica așa. Și am venit la un unchiaș de acolo, un bătrân, o mori săracul și ăla. Și am dat cu piciorul în poartă, că nu mai puteam, uite, așa era. Opa, eram cam... Bă, un cheaș, cum începe? Uite, m-a rupt ursul. Și încolo m-a dus la urgență. 3 zile și 3 nopți am stat acolo. La urgență. Și am fost rupt pe aici, fost doctorul Sârbu, de la Poiana Sibiului. Nu știu, murit sau nu? Nu știu, era rupt pe aici, pe aici, pe aici. Dacă îți dai seama, un dinte mi-a rămas în cap. Un dinte mi-a rămas în cap. Zice, băi, am gârpit la tine ca la haină rea. Așa, auzi, nu vorbesc serios, uite, ai cuvântul meu de om, omul. Am zis, cum ne-am întâlnit noi acum. Zice, băi, am gârpit la tine ca la o haină rea, mă.
crede-mă că nu mă așteptam să... Nu mă așteptam să ajung anii ăștia și timpurile ăștia. Nu mă așteptam. Nea Dumitru are peste 2000 de oi, iar turmele le ține la Agnita, tot în județul Sibiu, la vreo 70 de kilometri de Rășinari. De ele vede mai mult fiul său, care a preluat tradiția oieritului din familia Capotă. Meream, dai seama că meream păr la câte baia mare, câte satul mare pe acolo, mereai, domnule, cu cioban, cu măgar. Așa departe? Cum? Așa departe? Păi da, 300, 300 ceva de kilometri. Și în fiecare an am fost cu oile la munte. Și acum mă duc și cât o mi-ai putea. Acum am băiatul. Acum dacă... El dacă să mai... Că eu nu mi-ai putea. Am un an, doi, cât de rea cât să mai pot. Că am fost și acum, am fost. Am fost pe iarnă acum o lună și ceva. Am fost pe vară, am fost o lună și ceva. Iar la, nu mă las. Cum mă vezi pe mine, dar nu mă las. Eu dacă plec înainte la o turmă de oi, nu contează, că 800, că 900, că 1000, eu mă duc să mai am unul lângă mine. Oameni ca Nea Dumitru au construit această așezare, făcând din Rășinari una dintre cele mai cunoscute comune din țară. Tradițiile pastorale sunt și acum respectate cu sfințenie. Mai mult, ca aceste obiceiuri să nu se piardă, ele au fost puse pe hârtie într-o adevărată piesă de teatru intitulată Nunta Ciobănească. Domnul Altanu, de ce această nuntă ciobănească are o însemnătate atât de mare aici în zona? Am citit foarte mult și am văzut cât de mult țin cei de aici din zonă la acest obicei. În primul rând, nunta ciobănească face parte, ca și eveniment, din gruparea de evenimente importante în viața comunității. Ori comunitatea din Rășinari a fost întotdeauna o comunitate strâns unită, oameni care aprigi, care au muncit în condiții dificile la munte, cu creșterea oilor, cu fabricatul produselor de la ce le obțineau de la oi și prin urmare, dat fiind faptul că ei erau multă vreme plecați la munte, la muncă, nunta era evenimentul care îi aducea împreună în sat să petreacă și a devenit un eveniment central al comunei. Cel care a scris piesa în 1957 a fost un scriitor rășinărean, Corneliu Lubinski Dragoman. Ea, de fapt, se bazează pe date culese din sat, și scrisă de către Corneliu Lubinski Dragoman, un rășinărean iubitor de rășinari, iubitor până la moarte, pentru că dacă ne uităm puțin peste gard, este înmormântat în cimitirul de alături. A făcut școala primară în sat, apoi gimnaziu și liceu la Gheorghe Lazăr, liceu Gheorghe Lazăr din Sibiu. Și apoi a ajuns la facultate, la București, a făcut litere și filozofie și ca student a avut șansa să fie studentul lui Dimitrie Gusti și bineînțeles că acest mare profesor universitar a simțit ceva la el și probabil și la alți studenți de-ai lui. Și l-a îndemnat să vină în vacanță la Rășinari și să culeagă și să scrie. Și asta a făcut. A început mai întâi cu texte mai ușoare, cu povești pentru copii, cu încercări poetice. Apoi și-a dat seama că această comunitate de oieri, de crescători de oi, este foarte bogată în tradiții și le păstrează cu sfințenie. Da. Și a scris piesa Coboară turmele, Cantonul 80,
ca până la urmă, în anii 55-56, a finalizat această operetă folclorică, Nunta ciobănească, alături de compozitorul Gheorghe Șoimar. Piesa a fost jucată pentru prima oară în 1957, iar actorii au fost oameni din sat. Au reușit să pună în scenă piesa, au prezentat-o, bineînțeles, ca premieră în Căminul Cultural din Rășinari. A fost un succes. Au prezentat-o la Sibiu, la Teatrul din Sibiu, au prezentat-o la Brașov, pentru că în vremurile acelea eram în regiune, da. Sibiu era în regiunea Brașov. Și apoi acolo au câștigat premiul întâi la un concurs. Și apoi în 1957 au prezentat spectacolul la București, an în care au primit premiul întâi, premiul de stat, când artiștii împreună cu autorul și cu compozitorul și cu dirijorul Ion Iliuț au fost chemați pe scenă, au fost felicitați și acesta a fost începutul acestui spectacol. Piesa a fost pusă în scenă de nenumărate ori peste tot în țară. Mai mult, în ultima vreme a devenit o tradiție ca în fiecare an ulițele Rășinariului să devină scena nunții ciobănești. Am picat la țanc. Am intrat direct în muzeu aici. Aici, tradiția. Tradiția zonei. Pavel Diaconu este un personaj aparte. Nu s-a născut în Rășinari, dar asta nu l-a împiedicat să îmbrățișeze obiceiurile comunității și să realizeze o colecție de obiecte închinate acesteia. Da, Pavel, de unde ești? Eu sunt născut la Baia de Suceava, prima capitală a Moldovei, și m-am mutat la Rășinari. Când? În 1971. De ce ați venit încoace? Păi am plecat dintr-o comună istorică și am dat de altă comună istorică. Acum 10 ani, nea Pavel a început să colecționeze obiecte care reprezentau istoria locului. Le-a luat de la prieteni, de la rude, dar le-a mai și cumpărat. Spicale de dispariție și asta e rău. Mulți le-au, cum așa? Le-au aruncat la gunoi, le-au aruncat, le-au ars. În loc de lemn, le-au pus mobilier rustic și asta este. Nea Pavel se străduiește să-și ducă și el contribuția la promovarea acestei zone. Însă în Rășinari există un muzeu etnografic adevărat, unde poți vedea felul în care trăiau înaintașii acestei așezări. Cea mai veche atestare documentară a satului datează din anul 1204, iar denumirea comunei provine de la faptul că locuitorii colectau rășina de brad, rășina ce o strângeau în tocuri confecționate din scoarță de brad. Acestea erau recipientele. Da. Deci cu un cuțit din lemn, udat foarte des în apă, colectau rășina de brad pe care o puneau în aceste tocuri, apoi fierbeau rășina în vase mari de lut și produsul obținut îl vindeau fabricanților de vopsel pe bază de rășină, fir, niște rebentină, de aici rămânându-ne și denumirea de rășinari. Ocupațiile de bază ale rășinărenilor erau creșterea animalelor, în special a oilor și agricultura, alături de care s-au dezvoltat o serie de meșteșuguri, lumânării, fierării, cojocării, unelte folosite în aceste ocupații sunt prezente în colecția noastră. La lumânărit, din seu de oaie topit, grăsimea de oaie,
Deci acea grăsime, cum îl denumim seu, de oaie topit, făceau lumânările. La această masă prevăzută cu găurele erau niște suporturi pe care fixau ața. Fiținul, cum îl denumeau străbunicii noștri, turnau seu topit în acele suporturi și după ce își luau conturul lumânările, le puneau la uscat. În perioada aceea au făcut export cu lumânări din seu de oaie, ajungând cu exportul chiar până la Viena. Dacă tot am văzut acum cum munceau, să mergem și în casele rășinărenilor, ale bunicilor, străbunicilor noștri. E, da, frumoasă casa rășinărenilor. Și toată este mobilă pictată. Foarte frumoasă. Asta era tradiția, se pare. Uite, 1913, văd. Da. Aici, pe lavița asta. Sau ce este? Această piesă, ziua o puteau considera ca o simplă bancă pentru a se ședea pe ea. Și ședem pe ea. Și ocupa spațiu puțin în încăpere. Peste zi o persoană așa mai mică ca mine se putea odihni, copilașii, sigur. Iar seara ridicau capacul sus și îl prindeau să nu vină jos. E partea de jos a piesei, se trăgea în exterior. Strămoșul canapelei este această piesă. Dar această piesă poate fi considerată strămoșul canapelei extensibile. Și cea de-a treia încăpere? Da, tot un interior, așa era amenajată. Păi frumos, camera cea mare. Credențul ăsta. Da, lucrat la 1889. Vai frumos, e. Asta e, bănuiesc, știu că este o piesă de bucătărie. Da. Dar este incredibil. Avem ceva tare frumos și cred că tot vechi această laviță. Da, o laviță cu spătar de la 1855. Ah, mai veche. Da. Dar e tare mare. Nu pe vremuri, nu erau casele mult mai micuțe. Erau, dar micuțe, dar persoanele mai înstărite, cei mai așa, aveau casele mai mari și a aparținut oricum unei familii înstărite, familiei Dancăș. Nu puteam să nu remarc o altă piesă din muzeul dumneavoastră, care, sincer, în preferințele mele este pe primul loc. Doamne, ce frumos e. Am știut ce este lavița, ce este lada de zestre, mă rog, piesele, credențul. Dar acesta ce este? Că nici nu știu cum să-i spun. Mi-a plăcut. Un colțar. Colțar. Pictat la 1835, lucrat la 1835, pictat cu Sfinții Arhanghel Mihai și Gabriel. La prima vedere pare a fi o icoană, dar dacă vă rog frumos să deschideți puțin ușița aceea, acolo avem o mică bibliotecă pentru cărțile bisericești. Foarte. Și mai are și un sertărel pentru diverse alte lucruri. În rășinar nu se mai culege rășină și nici transumanța nu se mai face, chiar dacă mai sunt crescători de oi. Însă oamenii au mers mai departe și s-au adaptat vremurilor noi. Au înțeles că promovarea stilului lor de viață, a obiceiurilor și gastronomiei locale poate fi o sursă importantă de venit. Acum, rășinarul este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din țară. Știm că avem un viitor din punct de vedere turistic. Anul trecut, în decembrie, am primit de la nivel internațional, la nivel mondial, premiul Best Tourism Villages, dat de Organizația Mondială a Turismului, premiul pe care l-am primit acum în martie în Arabia Saudită, tocmai datorită acestui fapt că încercăm să fim o comunitate vie, o comunitate care își păstrează și valorile și știe ce are de făcut pentru a rezista în viitor, într-o legătură directă între tradiții și
ceea ce ne dorim mai bun pentru copiii noștri, să aibă o viață cât mai bună, să rămână aici în comunitate, să-și iubească localitatea în care s-au născut, să o aprecieze și, bineînțeles, când vor fi mari, să fie mândri și să aibă o viață bună aici, în localitatea noastră. Spre deosebire de alte localități rurale pe care le-am vizitat, Comuna Rășinar nu va suferi fenomenul de depopulare al satului românesc. Amplasarea sa este cumva strategică, la 12 km de Sibiu, pe drumul spre Păltiniș, prima stațiune turistică din România. De lăudat este faptul că localnicii au înțeles să păstreze arhitectura tradițională și atmosfera idilică a satului românesc de odinioară. Ca urmare, frumusețea naturală a acestei zone este completată armonios de rășinăreni, oameni gospodari și buni păstrători de tradiții.